Culiță Sterp și-a întâlnit pentru prima dată noul nepot. Artistul a mers la Ileana Sterp la spital. Încă un prinț în familie, Ileana Sterp a născut un băiețel în urmă cu doar două zile, pe data de 22 aprilie. Fericirea este la cote maxime în familia tinerei mămici, iar bucuria este împărtășită mai ales cu fratele său, Culiță, care este tare fericit că, de acum, fiul său, Milan, va avea un verișor. În urmă cu scurt timp, Culiță Sterp a postat în mediul online o fotografie cu sora sa și cu micuțul său nepoțel, Damir. Ileana Sterp încă se află la spital cu micuțul ei fiu, așa că fratele său a venit să o viziteze și să-și vadă pentru prima dată nepoțelul. De acum, pe lângă nepoțica de care era foarte atașat, Carla, Culiță Sterp va mai avea încă un nepoțel. Fericit și entuziasmat că familia sa s-a mărit cu încă un membru, a postat în mediul online un mesaj emoționant, alături de o fotografie în care atât el, cât și sora sa au zâmbetul până la urechi. S-a născut încă un prinț în familie, Damir, a scris uliță sterp în mediul online. Ileana Sterp a născut pe cale naturală la scurtă vreme după ce a născut, Ileana Sterp a revenit în mediul online pentru a împărtăși cu admiratorii săi stările de fericire prin care trece în această perioadă a vieții sale. La fel ca în cazul micuței Carla și de această dată tânăra mămică a reușit să nască pe cale naturală spre marea sa bucurie. Dragostea mea, Alomanda Damir, a venit pe lume pe cale naturală și a cântărit nici mai mult, nici mai puțin de 4-600 grame, cam mare aș spune, sunt cea mai fericită mamă, simt că pot muta munții din loc", a scris Ileana Sterp în mediul online.